găsit, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Ei bine, multe dezvăluiri, subiecte absolut importante și în această seară, dar trebuie să vă precizez ceva. Haosul meteo pare așa o chestiune fără sfârșit. Ne-au venit de curând în imagini, în redacție, niște imagini care sunt absolut șocante, doamnelor și domnilor. O să vedeți oameni cu apa la gât. La gât, nu exagerez. Un oraș de câteva milioane de locuitori, distrus aproape în totalitate. De asemenea, o să vă arăt grindină cât mărul, adică o grindină așa, a căzut la un moment dat și pe un avion. Avionul aproape că a fost distrus. Elena Matescu, directora ANM, va fi și dânsa în seara asta alături de noi, pentru că vin noi avertismente de vreme severă și aici în România. Dar pe lângă chestiunea asta, am reușit să aflăm, pentru că așa, mai pe surse, mai pe jumate de informație oficială, din zona guvernului, de 2-3 săptămâni, aflăm așa că se lucrează la un act normativ, nu știm dacă va fi ordonanță, lege, HG, ceva, pentru pregătirea valului 4. Și am aflat așa că în actul acesta normativ or să fie restricții din acelea restricții pe care deja le cunoașteți, întrucât avem mai bine de un an jumate de pandemie, dar, atenție, noutatea este în obligativități. Așa se zvonește. Încă nimic clar scris, adoptat, nu există, dar e important să aflați lucrurile acestea. Le vom comenta și cu medic Monica Pop în această seară. Și la fel de important, avem o informație surprinzătoare și despre pensii venită din zona caselor de pensii. Știți că acolo se tot introduc în sistem documente din fișele fiecărui om și culmea, niște cetățeni au început să primească acasă niște informări de la casa de pensii că au niște documente false. Deși pensia lor a fost calculată, nu știu, cu 2-3 ani în urmă, la un cetățean chiar cu 7 ani în urmă. O să vedeți, lucrurile sunt absolut bizare. Adrian Căciun, seara asta, alături de noi, cum v-am spus și doctorul Monica Pop, Elena Matescu, de asemenea Gabriel Zetea de la PSD, doamnelor și domnilor, Tănase Stamule, Partidul Național Liberal, și Cristian Terheș, europarlamentar. Salut pe toată lumea și breaking news acum, pentru că ne-au venit niște imagini cu haosul ăsta meteo, niște imagini din China, eu n-am mai văzut așa ceva. O să vedeți un întreg tunel de metrou invadat de ape. Din păcate, acolo 12 oameni au murit.这真的大水满过了，这王不用去过了。 Este un nou oraș apărut în China, doamnelor și domnilor, dar el are deja câteva milioane de locuitori și se află în centrul Chinei. Deci e incredibil. Vedeți, oamenii în metrou, apa le-a ajuns aproape până la gât. Din păcate, 12 persoane, cum vă spuneam, în raportările oficiale ale Chinei, deja au murit în această tragedie meteo. Și acum dați-mi voie să vă arăt imagini din Italia, la fel. Personal, n-am mai văzut așa ceva. În Italia, doamnelor și domnilor, a plouat cu o grindină. O grindină atât de mare cât este
cât un măr din acela de 300-400 de grame. Mai vist una robă de genere, guarda! Allora, guarda che bombe sta tirando giù. Guarda, guarda. Gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că nu sunt, nu aruncă cineva cu pietre din cer, cad acele bucăți de gheață de 300-400 de grame. Și ca să vă înțelegeți ce impact au avut, au căzut și într-o zonă a unui aeroport de acolo, din Italia, și am să vă arăt imaginile ce au făcut unui avion. Unui avion care știți că are 10 de tone, este numai partea din fața avionului, deci acei bulgări de gheață, acea grindină, a distrus, e de nefolosit acest avion. O salut pe doamna Elena Matescu. Doamna, aș începe cu China. Deci eu personal n-am mai văzut așa ceva. Ați văzut acolo un oraș de câteva milioane de locuitori. Pur și simplu a fost distrus. Oamenii au murit înnecați la metrou. Bună seara, într-adevăr, fenomene meteorologice extreme în plină desfășurare, indiferent unde ne aflăm pe planeta Pământ, și observăm agresivitatea și violența acestora în funcție de contextul sinoptic în care se produc și mai ales condițiile specifice care potențează, putem să spunem, agresivitatea. Inundațiile în China sunt datorate acum în partea de centru datorită taifunului Impa, care a determinat fenomene severe, iată cantități abundente de precipitații, și se așteaptă un alt taifun în zonă, Cempaka, cu o viteză la rafală de 120 până la 145 de km pe oră. Este al șaptelea taifun în acest an în zona Chinei. Dar apele continentul... de unde au venit? A fost cu viituri ceva? Că de unde s-a apărat atâta apă? Este un ciclon, o furtună tropicală care generează cantități însemnate de apă în condițiile în care vorbim de mai multă energie în sistemul climatic. Continentul asiatic, trebuie să precizăm, este cel care în general este cel mai afectat de aceste furtuni tropicale care sunt în plină desfășurare, iată, vorbim deja al șaptelea taifun în acest an în zona Chinei, și care aduce cantități importante de apă și, nu în ultimul rând, viteze ale vântului care, așa cum am spus, au depășit deja 110-145 de km. Mă iertați că vă întrerup, dar avem niște imagini de breaking news. Au venit de la, din zona de est a României, din zona Constanței, de pe litoral, o furtună puternică. Iată imaginile. Doamna Matescu, ce se întâmplă acolo? E o avertizare pentru zona Constanța, Năvodari, Vama Veche, ceva? Da, nu dau seama de unde sunt. Din ce... avertizare de cod galben și portocaliu pentru Constanța, astfel încât am vorbit de intensificări ale vântului, s-au depășit la rafală 65 de km pe oră și, în ultimul rând, averse care pe secvențe scurte de timp s-au situat între 25 până la 35 de litri pe metru pătrat. Două frumoase stațiuni montane, Bușteni, Sinaia, deja sunt devastate de vitură și inundații.
Pe litoral mai putem merge în următoarele zile sau o să asistăm la furtuni, cum vedem acum pe ecran? Imaginile, îmi spun colegii mei, sunt filmate cu circa o oră jumate înainte. Sistemele noroase care au afectat zona țării noastre în ultimele 48 și de ore și iată și pe parcursul zilei de azi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, sunt în diminuare. Mâine vorbim de o diminuare atât din punctul de vedere al ariei, cât și al cantităților. Vor mai fi posibile locale averse neînsemnate cantitativ, în special în zona de munte, local în centru și partea de nord-nord-est a țării. Din punct de vedere termic, de la o zi la alta, valorile de temperaturi sunt în creștere. Dacă astăzi am avut maxime deosebit de coborâte în jumătatea nordică, acolo unde, mai ales în nordul Moldovei, nu am înregistrat valori mai mari de 20-21 de grade, chiar 16 grade la Darabani, cel mai cald a fost în extremitatea de sud, 31 de grade Celsius. De mâine vorbim de o vreme în general frumoasă, mult mai liniștită din a... În fine, ne dați o veste bună și nu avem decât să ne bucurăm pentru chestiunea asta. Îi mulțumesc doamnei Matescu și merg la invitații de din platou, arătându-vă de asemenea imagini. Vă aduceți aminte cea mai lovită zonă din România în ultimele 4-5 zile și a fost lovită chiar de două ori consecutiv de inundații. Este o zonă importantă din județul Alba și acolo, uitați-vă ce se întâmplă sau cât de puternic a fost vitura. Colegii mei au filmat mașini distruse de această vitură și am aflat chiar de la ministrul de interne că acolo nu a funcționat roalertul. Domnule Cristian Terheș, înțeleg că se face și o anchetă, dar oamenilor nu ar trebui să li se explice mai repede un rezultat? Păi atunci de ce mai avem roalertul ăsta? Că înțeleg că a sunat sau n-a sunat deloc și oamenii au sunat ei la 112. Adică i-a prins așa, pe nepregătită, deși existau informări de la meteorologi. Domnule Terheș, ne auziți? Dacă nu, aceeași întrebare... Da, vă ascult răspunsul. Da, vă aud. Păi genul acesta de reacții naturale sunt normale. S-au întâmplat în timpul istoriei umanității, de la potopului Noe până astăzi, o să vedem la fiecare 50-100 de ani astfel de reacții. Problema pe care eu o ridic este de ce de 30 de ani autoritățile publice care s-au perindat și cu precădere cele centrale, Ministerul Mediului, n-au făcut absolut nimic pentru a fluidiza cursul râurilor, pentru a adânci albia râurilor și uite, suntem în situația de față când vine câte o ploaie torențială, nu mai vorbesc de astfel. Asta e o chestiune, dar măcar să știm când vine, asta vă întrebam. De acolo am aflat că n-a funcționat roalertul. Păi, nouă ne bâzi aici în București pentru orice prostiuță. Roalertul funcționează doar când cheamă lumea la vaccinare sau îi anunță câți oameni au murit. Dar când sunt chestiuni din acestea de viață și de moarte pe bune, vedem că nu funcționează. Păi, oare domnule Stamule, domnul ministru Bode, o avea vreun rezultat al anchetei? Adică, vi se pare un lucru grav sau nu e un lucru grav că n-a funcționat roalertul? Desigur că este un lucru grav, însă comunitatea din Roșia Montană, fiind probabil într-o zonă mai izolată, în Alba, în zona aceea este. Da, Roșia Montană e un pic mai sus. Da, este probabil că au fost niște probleme tehnice. Acum, cu siguranță este o anchetă. Știu că se pregătește la guvern o hotărâre pentru a aloca resurse acelor comunități. A, păi mai dăm resurse, că n-a funcționat nici la Siut-Gheol, n-a funcționat nici la colectiv. Păi și ce să facă guvernul? Păi... Guvernul trebuie să ajute acei oameni cu sume. Păi nu, tocmai ca să-și facă casele, să se refacă localitățile, este nevoie de resurse. Cu ce nu, să... mă referam la RoAlert-ul ăsta. RoAlert este o aplicație care funcționează. Cu siguranță că nu funcționează perfect, s-a văzut și astăzi, dar nu înseamnă că trebuie să renunțăm la ea, ci să o îmbunătățim. Și aici trebuie să facă evaluare. Dacă n-a funcționat, declar că cineva este de vină. Va face o analiză Ministerul de Resort. Ne-am bucurat să știm cine, de ce și ce se poate face ca pe viitor să nu se mai întâmple. Că știți, dacă e în mediul privat,
Chiulești într-o zi de la serviciu și uiți să-ți îndeplinești atribuțiile de servici, a doua zi ești dat afară. Nu, soluția nu e ca cineva să fie dat afară, dar să funcționeze, ca și oamenii de la stat să muncească la program, să folosească resursele alea financiare pe fișa postului, nu cum îl taie capul, și să și răspundă. Că acolo mi se pare că nimănui nu-i frică de nimănui și atunci dacă nu-i banul meu, fac ce vreau cu el. Cam așa se lucrează, din păcate, nu vreau să îl generalizez. O să ne mai facă o anchetă, domnul ministru de interne, că ne tot amenință de câteva luni de zile de când îl cunosc pe domnul ministru, el asta face. După fiecare incident public pe care îl relatează presa sau e relatat pe rețelele de socializare, ne anunță că trimite corpul de control, că face o anchetă, dar niciodată, dacă îmi spuneți mie, eu încă n-am auzit vreun rezultat a acestor anchete pe care le face domnul ministru Bode. Acolo, cel puțin 15 familii și-au pierdut mașinile. Dacă aflau roalertul, le-au povestit colegilor mei de acolo, care au filmat astăzi în zonă, puteau să-și ducă un pic mașinile mai la deal. Că de-aia e utilitate roalertul. Acum, asta e, s-a întâmplat. Breaking news, doamnelor și domnilor, apropo de pandemie. Cum vă spuneam de la începutul emisiunii, de așa 2-3 săptămâni se tot vorbește prin zona guvernamentală că se pregătește o ordonanță, o hotărâre de guvern. Oricum, un act normativ, apropo de valul 4, pentru că e clar că o să fie un val al 4-lea, dar important e să vedem cât de puternic și ce ni se întâmplă nouă în valul 4, de data asta fiind ceva mai vaccinați decât eram în valul 3, adică atunci am fost, cred că, la 0 sau 0,1% vaccinări. Nici acum nu stăm grozav, dar suntem totuși 20%. Diana Buzea, colega mea, a aflat niște detalii despre acest act normativ la care de 2-3 săptămâni lucrează Guvernul României. Bun găsit, Diana, te ascultăm. Bună seara, bun găsit tuturor, așa este, suntem tot mai aproape de valul 4, deși specialiștii spuneau că valul 4 ar veni undeva la finalul lunii august, iată că avem tot mai multe cazuri și ne apropiem, așa cum spuneam, de acest val 4 al pandemiei. Ei bine, vine valul 4 al pandemiei și cu restricții suplimentare pentru cei care nu s-au vaccinat. Aici vorbesc despre personalul medical, pentru că ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat că personalul medical care nu s-a vaccinat va fi obligat să se testeze periodic, însă, atenție, aceste teste vor fi suportate din banii proprii, nu din banii statului. Iată, se testează medicii tocmai pentru a putea merge la muncă. Însă, atenție, președintele Sanitas anunță că sindicatele vor da în judecată Ministerul Sănătății de câte ori va exista un astfel de caz în care personalul medical va fi obligat să se testeze pentru a putea merge la muncă. Spun cei de la Sanitas că o infirmieră, de exemplu, cu un salariu puțin peste 2000 de lei, nu își poate permite să se testeze periodic pentru a putea merge la muncă. În plus, reproșează aceștia. Spun că anul trecut erau considerați eroi, erau cei care fără echipament medical mergeau în saloanele de COVID și tratau pacienții, însă iată acum sunt bat jocoriți aceștia de către guvern. Trebuie să suporte singuri costurile pentru testele pentru a putea merge la muncă. Mulțumesc mult! O salut și pe doamna doctor Monica Pop. Doamnă, e clar că un val 4 va fi. Întrebarea mea esențială... Nu e clar. Mă rog, vine toamna și virozele, gripele, COVID-ul... Asta e altceva. Bun. Întrebarea mea este, pentru că domnul Gheorghiță vorbea ieri de doza a treia de vaccin, dar noi încă nu ne-am făcut, sau 80% deci, din populație nu și-a făcut niciun vaccin. Ca să faceți puțină economie de timp, vreau să vă spun niște lucruri. În primul rând, eu m-am bucurat când a venit doamna Mihăilă, deși eu personal, în sine mea, n-am să le iert niciodată liberalilor faptul că au dat Ministerul Sănătății la USR. Nu se poate așa ceva și cui? Unui om care nu se pricepe la nimic și care a făcut numai lucrurile și, din păcate, doamna Mihăilă le urmează. Deci doamna Mihăilă, mie mi se pare pur și simplu o marionetă care execută ceea ce nu trebuie, pentru că În primul rând, Ministrul Sănătății este reprezentantul medicilor și al sistemului de sănătate și ar trebui să țină cu noi, nu să fie să facă un act de dușmanie. Actul de dușmanie este numai împotriva noastră, este și împotriva pacienților, pentru că dacă cei din sistemul de sănătate nevaccinați, care sunt foarte mulți, vor pleca, populația rămâne fără asistență medicală. Și acum, să vorbim
medical. Încă o dată, și în ultimele zile s-a demonstrat clar lucrul acesta, că orice vaccinat poate face boala și o transmite. Deci lucrurile deja sunt clare, sunt științifice, sunt anunțate inclusiv de către Ministerul Sănătății. Și atunci vă întreb eu, doamna Crețulescu, un lucru. Ce garanție reprezintă un vaccinat dacă el e bolnav? Pentru că n-are de unde să știe că e bolnav sau nu. Și propunerea mea, care cred că este cea mai bună pentru a ucide această pandemie, este ca vaccinul să fie combinat cu testarea oricui. Pentru că, încă o dată vă spun, știți foarte bine ce a anunțat Anglia, ce a anunțat Israelul? Au anunțat două lucruri. Primul lucru, că jumătate din cei internați sunt cu ambele doze de vaccin făcute, deci vaccinați care s-au îmbolnăvit, și asta este deja foarte clar și foarte bine știut, și care transmit, bineînțeles. Și al doilea lucru, că eu cred că din 100, cel puțin ce se vorbește despre numărul de vaccinuri comandate de acest guvern, dacă e adevărat că se vorbește de 120 de milioane și oricum am mai pus și înainte... Păi așa a zis domnul Câțu, dacă mai... dânsul a greșit cifra, a greșit și noi. Așa a zis el într-un interviu. Un moment. Cea mai bună metodă, și părerea mea că este singura sigură, este să se combine vaccinul categoric cu testarea. Iar testarea să fie făcută, nu trebuie să fim la coada Europei prin nimic. În toate țările civilizate, fiecare cetățean are 5 sau 6 doze de test, adică de teste lunar. Deci fiecare cetățean. Numai noi trebuie să fim altfel, noi care suntem în bătaia puștii tot timpul. Și să știți că doctorul se îmbolnăvește de la pacienți, nu pacienții de la doctor. Așa fel încât un personal de sănătate vaccinat nu reprezintă nicio garanție. Este foarte bine să se vaccineze pentru că el, sau cel puțin o parte din ei, vor face, fiind vaccinat, o formă mai ușoară de boală. Dar iată că jumătate din cei internați acum în țările cu frecvență mare de boală în momentul de față sunt vaccinați. Deci, da, clar, pentru clar, Israel a spus că a scăzut eficiența și oricum și pe prospectele acelea mai, scrie mai că... Este o problemă, mai este o problemă cu care eu personal nu sunt de acord și vă spun exact despre ce e vorba. A anunțat Israelul în urma unor studii foarte serioase făcute alaltă ieri a fost anunțul că boala face imunitate de 7 ori mai mare decât vaccinul. Și atunci vă întreb eu, pentru ce se face vaccin la cei care au trecut prin boală? Deci asta este un lucru pe care eu personal nu l-aș face, dar încă o dată, dacă guvernul împarte banii de 120 de milioane, care e de 3 ori mai mare sau de 4 ori mai mare decât ar fi trebuit, dacă îi împarte și cumpără teste și vaccin, asta este metoda care să, pentru care se poate vorbi despre dispariția pandemiei și este cea mai eficientă metodă, pentru foarte, că în momentul de față, propunerea dumneavoastră, în momentul de față, cea mai eficientă metodă profilactică a pandemiei este clar testarea. Pentru absolut. Orice pacient care e vaccinat sau nu. Măcar în ce situație te afli. Îi mulțumesc, doamnei Pop, și mai avem niște imagini, apropo, că nu doar România se gândește la noi ce drept nu oficial, la obligativitatea vaccinării. S-a gândit Franța, s-a gândit Marea Britanie și asta pentru personalul medical și nu numai, la Paris. Imaginile momentului sunt și la această oră protest. Și în România se anunță proteste, doar că guvernul român, spre deosebire de guvernul francez sau guvernul britanic, a menținut o stare de alertă, deși noi încă mai facem relaxări, dar starea asta de alertă, să spunem așa, lasă ca legislație o chestiune foarte, foarte importantă. Nu poți să faci protest cu mai mult de 100 de oameni. De ce? Adică să înțeleg că guvernul așa se protejează de proteste?
Vedeți, dumneavoastră, practic, singura restricție mai majoră, așa, este cea cu protestele, pentru că în rest toți mergem la mare, la munte, nu mai avem o problemă, mai este cea cu masca prin spațiile închise, care ați văzut foarte bine la Cluj, prin pozele postate de fanii domnului Câțu, nu s-a respectat deloc. Acolo trebuiau niște amenzi așa, ca să mai dea și ei din banii pe care îi câștigă de la noi. Lăsați că o să dea doctorii pe testare. Exact. Adică... Acum, legat de ordonanță și de intenția aceasta de obligativitate. Ordonanța este neconstituțională din două perspective. Vaccinarea nu este obligatorie și, doi, munca nu poate fi îngrădită. Adică oamenii aceștia care nu au soluții, pentru că nu au soluții, în loc să rezolve problemele de sistem sanitar, doamna Mihaila, ar trebui să se preocupe. Dacă vine valul 4, am 4 ATI câte trebuia să am, cum ne-am confruntat la începutul acestui an, știți, cu bolnavi dați afară din spitalul Foișor, etc. Să rezolve problema. Acolo nu cred că a fost pentru ATI, ci pentru banca de oase, așa zis alții ulterior. Dar dacă vrei să faci o chestie sistemică, te duci să vezi dacă sistemul corespunde. Ai tot ce trebuie, ai ventilatoare, ai dotări, ai paturi. Chestiunea asta, să te duci și doar să te lovești în medic, eu întreb sincer și direct și eu cred că o să ajungă mesajul la doamna Mihaila. Ce face dacă mâine, după ce a dat această ordonanță, jumătate din medici spun eu nu mă mai implic în rezolvarea cazurilor de COVID? Să nu uite doamna Mihaila că dânsa pensa fete în privat, în contextul în care medicii adevărați nu-și mai vedeau familiile cu lunile în vârful pandemiei. Da, vedeți că le pensa pe salariu minim declarat. Așa, corect. Deci, vedeți, aici suntem. Niște oameni decis soarta... Da, doamna doctor care pensează, doamne, da. Da. Bun. Dați-mi să vă fac o completare vis-a-vis de starea de alertă. Vă rog. Mai există o motivație pentru care guvernul menține starea de alertă și o tot prelungește fără absolut niciun motiv real. Numărul de angajări care s-au făcut atât pe perioada stării de urgență, dar în special pe starea de alertă, la stat. Provizorii, doar pe timpul cât există starea de alertă, au fost angajați mii de oameni pe lună. Acum, la starea de alertă s-ar opri, mâine acești oameni ar trebui ori să plece acasă, ori să dea concurs conform legii. Și tocmai adică de aceea, piluțele, nu multe medici, dintre da? Pilele PNL stați că să înțeleg, domnul Zetea, vă referiți la piluțe, nu la diverse oameni în sistemul sanitar. Pilele fără servici. Acum, la doamna Costin. Au fost angajați pilele lui Orban anul trecut și pilele lui Câțu în acest an. Ați văzut că și pilele se mai răzbună când publică lucruri sub antetul guvernului. Da, asta e altă discuție. Vă ascult, domnule Stamule. Deci, domnul Zetea nu are nicio înțelegere a ce s-a întâmplat în ultimii ani. Deci, noi, în 2019, în decembrie, am eliberat 35.000 de angajați de la stat care fuseseră transferați după o zi de angajare la firme private direct pe poziții de conducere. Într-adevăr, au fost încă vreo 15.000 de angajări anul trecut și anul acesta și o mare parte dintre aceste angajări au fost făcute fără concurs în sistemul sanitar. Într-adevăr, dacă... Să vă dau niște exemple de la stat care nu e sistem sanitar. Putem să facem aritmetică în direct? Parte, nu a zis dacă toate. Permiteți. O parte din aceste angajări au fost făcute la DSP-uri, la spitale și la... Și cu partea aia de pile, de aia ce ziceți? O băgați la concurs sau nu? Deci asta este interpretarea domnului Zetea, dar 35 de pile directe, 35.000 de pile, deci vă dați seama, oameni care s-au angajat o zi la o firmă și a doua zi au fost transferați direct șef. Fiecare parte cu bilele lui. Domnule Stamule, e simplu. Uitați-vă la Institutul Național de Statistică, la cifrele oficiale și vedeți dacă în vreo instituție publică din România de un an jumătate încoace au scăzut cheltuielile cu salariile. Uitați-vă, 2021 versus 2019. Au crescut. Super, bravo, crescut că au scăzut, dar lumea moare de foame. Stați să arbitrez disputa asta PSD-PNL, o dispută firească, opoziție, putere și rog pe domnul pe domnul Terheș, îl rog să arbitreze și să-l întreb așa. În opinia dumneavoastră, cine a băgat mai multe pile, nu pun sistemul sanitar, ci așa, la angajări, PSD-ul sau PNL-USR-ul? Așa, după ce ați aflat și dumneavoastră, ce zici? Păi e clar că a fost PNL-ul și USR-ul. Păi uitați-vă că de un an și ceva, toate instituțiile publice au fost efectiv împânzite de persoane, numite în funcții publice, prin pixul unui șef, care vine de la partid. Și exemple avem peste tot. Chiar recent am văzut într-un ziar central din București faptul că într-un minister
sute de persoane au fost date afară din instituțiile din subordinea ministerului respectiv ca să intre, mă rog, acolița USR Plus. Ori chestiunea asta o vedem peste tot. Să știți că preferatul meu în toată, pe lângă doamna aia de la Apel România, aia n-a mai ajuns la dispecerat acum. Acum știți, doamna aia trebuia să vadă unde deschide supapa și unde închide supapa în 7 județe, apropo de inundații. Bun, dar preferatul meu este vicepreședintele ANAF. Un domn de la USR Plus care a fost, domne, chelner, după care a mai vândut 4 ani telefoane și acum omul este specialistul numărul 2 în aplicarea procedurilor fiscale din România. Vă dați seama? Dar au pus șef de spital, o persoană care era la pompe funebre. Nu l-au mai pus. Nu l-au mai pus pe ăla. Mă rog, că a ieșit presa, dar era acolo pe listă. Deci da. Dacă PSD-ul făcea ceea ce a făcut PNL și USR, păi da, era plin București de proteste. Proteste, uitați, pensionarii. Pentru că știți foarte bine, domnilor și domnilor, de vreo 4 luni, vă spunem aici, cei de la Casa de Pensii vor și pe banii din PNRR să facă ei așa un sistem informatic, un fel de sistem așa de contabilitate, pentru că multe dosare sunt în sistem informatic încă din 2001. Dar acum ei vor să aibă fiecare cu fișierul lui și tot încarcă și încarcă acte acolo. Evident, unii spun asta e tragere de timp ca să nu le mai dea oamenilor un bănuț în plus la pensie, respectiv inflația. Dar am început să primim sesizări că niște oameni pensionați, nu ieri, nu cu contestații, ci pensionați de mult, au început să primească notificări de la Casa de Pensie că au anumite documente în neregulă. Și un cetățean, de exemplu, o să vedeți că a sunat-o chiar pe doamna Barcar, specialista noastră în pensie, a primit o informare așa, tam-nesam după 7 ani, că nu are dreptul la pensie. Dar până atunci vreau să ascultăm pe Mădălina Petre, care preia astăzi un mesaj de la fostul ministru al muncii, doamna Violeta Alexandru, apropo de ce se cam întâmplă prin casele de pensii. Mădălina, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Da, sunt foarte multe probleme cu privire la dosarele de pensie și vedem această reacție importantă care vine din partea fostului ministru al muncii, Violeta Alexandru, care spune că vrea să facă o analiză foarte serioasă cu privire la sentințele care s-au dat în procesele care vizează, bineînțeles, pensiile. Asta pentru că există foarte mulți pensionari care au fost nedreptățiți de stat, au dat statul în judecată și în cele din urmă și-au câștigat în instanță aceste drepturi. Și mai mult dată un exemplu foarte clar, Violeta Alexandru, și anume o femeie și-a depus o cerere la Casa Teritorială de Pensii ca să fie trecută în pensie pentru limita de vârstă. Însă, asta pentru că îndeplinea doamna respectivă absolut toate condițiile, însă cei de la Casa de Pensii nu au soluționat această cerere, a trecut aproximativ 1 an și jumătate fără să se ia vreo decizie și în cele din urmă cei de la Casa de Pensii au recunoscut faptul că nu au reușit să iau decizie cu privire la pensia respectivă pentru că au avut o problemă la sistemul informatic. Ca atare spun cei din guvern că nu trebuie să mai aibă loc astfel de incidente și trebuie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la absolut toate dosarele de pensie. Mulțumesc mult, Mădălina Petre, o salut și pe doamna Dorina Barcari și înainte să deschidem discuția, că doamna Barcari nu știu dacă domnile voastre cunosc acest aspect, însă, să spun așa, are o organizație din aceasta care protejează drepturile pensionarilor și zilnic primește zeci de telefoane cu tot felul de informații. A primit și de la un domn care a fost informat de Casa de Pensie că a rămas fără pensie după 7 ani, pentru că nu avem acordul acestui cetățean, nu dăm detalii legate de identitatea domniei sale, dar dacă dânsul ne urmărește în seara asta și dorește să spună povestea, noi îl invităm în direct sau să o contacteze din nou pe doamna Barcari, să ne contacteze pe noi aici. Deci, doamna Barcari, vă sună ieri un cetățean și vă povestește ce? Nu m-a sunat ieri, m-a sunat azi dimineață. Azi dimineață, mă iertați. Da, și era într-o stare foarte, mă rog, afectată, tremura, plângea. Mi spunea că după șapte ani a primit o notificare de la Casa de Pensii în care era informat că documentele privitoare la drepturile care le are în urma muncii de peste 20 de ani în grupa 1, 100%,
nu sunt conforme și că ele nu mai pot fi luate, valorificate, așa încât el, după 7 ani de pensionare, rămâne că nu are dreptul să fie pensionat. Și omul ăsta plângea în telefon și îmi spunea, după 7 ani rămân fără sursa mea de existență și vor nu știu ce acte să mai aduc. Acum o jumătate de oră mi-a dat telefon o doamnă de la Sibiu care mi-a zis ceva asemănător, că după niște ani de zile a primit tot așa înștiințare că dacă vrea să îi se valorifice munca în grupa a doua de muncă, să vină cu procesul verbal al organizației de sindicat al societății unde a lucrat, acum 20 de ani, care, societate care nu mai există, cu care să-și susțină adeverința, chiar dacă este emisă în temei legal. Da. Mie mi se pare de coșmar ce se întâmplă. De coșmar. De aceea vreau să merg către domnul Căciu și rog să-mi răspundă după 10 secunde. Da, mulți au interpretat că demersul ăsta al casei de pensii, că mai reîncărcăm ceva ce oricum avem un format electronic. Domnule, ca să meargă mai repede operațiunea și să tragem de timp. Dar dacă, întreb și eu așa, dar dacă iei din nou la Purican niște acte și informezi pe niște oameni că n-au pensia bună calculată de statul român, adică este autoritatea lucrului judecat, că nu și-a calculat omul singur pensia și în felul ăsta mai faci o economie meschină la buget, îmi răspundeți după 10 secunde. Deci, domnule Căciu, în opinia noastră, ce se întâmplă și mai vreau să fac o precizare, pentru că noi aici la România TV lucrăm după criteriile deontologiei jurnalistice. L-am sunat astăzi de mai multe ori pe președintele Casei de Pensii, totul să-l întreb, domnule, ce se întâmplă? Așa, am trimis niște acte unor oameni după 7 ani, n-a răspuns deloc. Vă ascult, domnule Căciu. Doamna Crestulescu, eram la dumneavoastră în emisiune când ați prezentat ordinul doamnei Turcan privind evaluarea dosarelor de pensii. Chiar atunci am spus, și chiar era un domn, nu-și mai țin minte, de la PNL, foarte, cum să zic, conform cu ceea ce scrie în acel ordin, și am spus că vor putea exista astfel de cazuri, pentru că ordinul este neclar. Cuvântul evaluare poate să însemne o reanalizare a dosarului de pensii. Cuvântul evaluare, neînsoțit de o definire în metodologie, în sensul în care iei doar actele care sunt, iei de bun decizia de pensionare și le pui într-o ordine astfel încât sistemul informatic viitor să le poată citi, era un context. Dacă acum se face și mai ales fără o metodologie la bază, fiecare la casa de pensii, cum se pricepe, că acum să fim sinceri, știți foarte bine că la casele de pensii se calculează diferit, la un județ într-un fel, la o persoană într-un fel. Se mai întâmplă, adică se mai întâmplă, orice, da? Meserie. Sunt și oameni competenți și uscături. Na. Dacă nu există metodologie la bază, automat astfel de chestiuni duc la un exces de zel din partea funcționarului, vai, dar ce am găsit în dosar, nu meriți aia sau nu meriți aia. Precedent. Deci lucrul ăsta nu s-a întâmplat în 30 de ani. Oamenilor li s-au mai diminuat veniturile, s-au mai crescut în baza unor contestații depuse de ei. Dar nu așa, primești o informare. Dom'le, ai niște documente neconforme la dosar, de aceea nu mai primești pensie. Diferența cu ultimii 29, că a spus că sunt 30, hai să spunem așa, este că acum este haos la casa de pensii. Eu vă spun încă o dată și o spun public până pleacă domnul Baciu de la casa de pensii. Acel domn, un fost funcționar public, mă rog, actual și încă un funcționar public de la Craiova, a ajuns președinte la casa de pensii. Dânsul nici acum nu știe să calculeze o pensie, facem concurs direct. Îl cheamă pe domnul Hader, nu mă bag eu, că dânsul e mai specialist în pensii decât mine, sau pe doamna Barcari. Deci, în momentul în care tu nu știi să gestionezi un sistem, nici n-ai știut ce metodologie să le dai subordonaților tăi să pună în aplicare acel ordin al doamnei Turcan. Asta ar fi dramatic. Păi este vorba de management aici și suferă oameni, că aici este problema. Păi spun că așa suferă e, oameni. Așa e. Păi da? Așa e, omul ăla, vă dați seama, el din ce mai trăiește? Dar poate să facă un infarct. Păi vă dați seama, am mai făcut, doamna Barcari, doamna Crețulescu, a mai făcut un director de pe la Ministerul Economiei infarct sau ce a făcut, că a murit în birou pentru că domnul Năsui este un haotic și dă ordine haotice în minister. Până când o să facem? O să stăm să murim toți? Că eu îi spun altfel. Hai să ieșim pe stradă, parte în parte, cei care sunt atât de deștepți în management, cu noi ăștia care ne pricepem sau nu ne pricepem, și să vedem care câștigă.
Despre ce vorbim? Stă să ne omoare toți habarniștii ăștia care vin? Nu cred că domnul Stamule știe că nu e vreun specialist în pensii. Nu, dar de ce nu se face odată pentru totdeauna o centralizare a modului de calcul? Pentru că haosul ăsta la tot felul de case de pensii de prin toată țara, cu o pensie calculată la Arad, nu se calculează la fel și la Constanța și la Pitești și la Suceava. Asta este un haos. Soluția este centralizarea modului de calcul. Punct. Metodologie, procedură, totul bătut unică în cuie, stas. Păi, așa e lege organică, trebuie să fie aplicată conform textului. Deci nu are cum să fie o diferențiere de calcul. Absolut. Păi nu ne-au spus cei de la PNL și șeful casei de pensii că nu pot să facă recalcularea pensiilor pentru că nu au oameni și așteaptă semnarea PNRR-ului din fonduri europene pentru a angaja 2000 de oameni în plus? Eu asta nu înțeleg, că i-a spus zile trecute. Ei, de ăștia care sunt angajați, de unde să știe așa zdrang din poate să angajeze și 10.000 fără structură, fără sistem, poți să angajezi și 100.000 de oameni că e haos. Poți să angajezi și unul bun și să ai structură. Acum eu vă întreb sincer, dacă n-ați înțeles că este de fapt rea voință și nu există voință politică pentru a face cu adevărat recalcularea pensiilor? Pentru păi că acest proces trebuie să înceapă din 2019. Faci niște economii, că eu vă garantez că, repet, în orice sistem sunt și angajați buni, dar și uscături. Eu sunt convinsă că foarte mulți, unii oameni de la casa de pensie au luat în calcul și acte care nu erau conforme. Păi te trezești după 7 ani, tu statul român care ai judecat, că n-a venit săracul pensionar de acasă și spui la domnule, nu mai ai dreptul la pensie, gata, pa, și mai dai și banii înapoi eventual. Da, aveți exemple și când s-a întâmplat invers, când oamenii au fost sunați că li s-a calculat greșit și că trebuie să le dea mai mult? Păi da, aia se întâmplă în instanță. Nu știu dacă domnul Stamule riscă vreun răspuns, dacă nu se... Nu. Mergem la domnul Terheș. Domnule Terheș, apropo că totuși este o categorie extrem de vulnerabilă, la ce o să asistăm în malaxorul ăsta al ingestării unor documente vechi și de 20 de ani? O să facem economie tăind niște oameni de la pensie? Nu știu, eu nu înțeleg realmente. Situația e foarte simplă. Guvernul actual nu mai are bani efectiv, s-a împrumutat peste puteri și taie de unde le e mai ușor. Și taie de la pensionar și taie de la bugetari. În tot acest timp, într-un an și ceva de când PNL-ul și actualul PNL și USR la putere, au împrumutat România... Păi stați, domnule, dar vrem să cumpărăm 120 de milioane de doze de vaccin în condițiile în care mai nimeni nu se mai vaccinează în țara asta. Acolo sunt banii dumneavoastră. Acolo sunt banii dumneavoastră. Păi acolo vă dați seama câte pensii sunt. Păi sunt evident, pensiile pe 2 ani de zile în țara asta. Evident. Dar gândiți-vă că oamenii aceștia vor să forțeze cetățenii să se vaccineze cu produse medicale experimentale. Nu vor să-și asume ei niciun risc. Nu-și asumă nimeni nicio responsabilitate. Toate riscurile sunt pe umerii oamenilor. Au împrumutat România cu mai mult decât s-a împrumutat în ultimii 20 de ani și nu se vede nicăieri ce s-a făcut cu banii aceștia. În plus de asta vedem că taie pensii, mă rog, nu taie ele, recalculează ce naiba fac cu ele, încât oamenii ajung să nu mai primească nici măcar pensiile cât le-au făcut. Fac reformă. Și apropo de reformă, dați-mi voie, așa pe final de emisiune, să vă dau un exemplu din Rusia. E clar că Rusia nu e o democrație. Aici cred că nu mă contrazice nimeni. Dar, domnule, până și în Rusia au ajuns să bage la pușcărie șefii din poliție care și-au făcut viluțele din șpăgi. Ultimul exemplu, o să vă arăt și casa, era doar colonel la poliția rutieră și întrebarea mea esențială, oare ce o face DNA-ul nostru, că în orice județ a ajuns, vezi niște viluțe de la poliție mari, mari și frumoase. Haideți să vedeți totuși viluțele din Rusia și domnul acesta, posesorul viluței, e deja la pușcărie. Deci, domnule Stamule, întrebarea la noi DNA-ul, ce face? O să ia vreodată viluțele de la diversi funcționari publici să-i întrebe, măi, dar tu de unde ai avut bani să-ți faci aureola asta în casă? Uite, rușii au început! Haide să nu comparăm România cu Rusia. Păi da, dar tocmai că Rusia era mai nasol ca noi, dar dacă până și rușii fac asta, noi ce mai așteptăm?
Eu nu cred că este vorba de aceeași rețetă și... Nu? Totuși, știți că s-a aprobat... A ziceți că la noi ăștia din poliție nu fac șpăgi, extinse. Am înțeles. Există o legislație nouă și e din ce în ce mai dur legislația și se și aplică. Dar acum să facem comparații cu Rusia... Păi tocmai, că era la categoria nasol, dar uitați până și ei fac. Și vă întreb așa sincer și personal și nu ca lider politic. Din ce bani ori a fi avut, domne, funcționarii ăștia? Dă-mi poliție, dă-mi politică, dă pe unde sunt ei să-și facă viluțe similare cu domnul colonel rus. 10 secunde răspund. Nu știu, asta trebuie autoritățile competente. Păi de-aia zic, ce fac autoritățile? Să fie autoritățile competente. Le mulțumesc invitațiilor din țara asta și nu uitați, deci, domne, până și Rusia a început să meargă și să umble la viluțe și corupție. Și acum, Victor Ciuta. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Vă aștept în doar câteva momente la o ediție explozivă a punctului culminant. Ministrul liberal al finanțelor demască tot. Măsurile pe care au vrut să le ascundă de români vi le prezint eu în această seară. Ce fac guvernanții cu banii de pensii și salarii? Ministrul care a descoperit dezastrul economic, doamnelor și domnilor, anunț bombă. 10.000 de oameni la guvern. Liderul de partid care scoate toți aleși în stradă. Veți vedea în această seară cine este acesta. Iar Clotilde a ajuns să fie executată silit pe banii noștri, bucureștenilor, pentru minciuna gunoaielor, domnilor și domnilor. Franțuzoicei i-au ținut fițele doar până la instanță. Judecătorii au aprobat executarea silită a primăriei. Procurorii deja o citează. Cum a fost turnată franțuzoica chiar de reziștii ei dragi, veți afla tot în această seară. Și a început hărțuirea martorilor, dezvăluiri bombă. Rămâneți, merită.